Irina Cojocar spune că fetița ei de numai un an și 8 luni a fost internată la Institutul Mamei și al Copilului acum 9 zile. Ieri, doctorii i-au înlăturat chirurgical un chist cervical pe care copilul îl avea de la naștere. Operația a durat aproape 2 ore, iar ulterior medicii au permis femeii să-și vadă fetița. Mama povestește că micuța se simțea bine și i-a cerut să o ducă acasă. Bucuria a fost însă de scurtă durată. Vine sora, medicală și... a stat acolo, a schimbat două picuratori. Pe urmă au venit și i-a făcut o injecție. Întâi i-a luat, i-a scos oxigenul l-a scos. După asta, mai mult de 5 minute nu a durat. A început să se înfle gâtișorul și după urechi tare, așa, spre cap s-a înflat. Și corpșorul. Cheptul s-a început a înfla. În ciuda intervenției medicilor, după o jumătate de oră, fetița a murit. Cauza procesului inflamator avansat și a complicațiilor survenite pe parcursul dezvoltării acestui chist, a fost afectat profund țesuturile gâtului, inclusiv și peretele traheei al țesuturilor adiacente. Volumul afectării procesului inflamator a fost prea mare pentru a fi inevitabil. Rezultatele preliminare ale expertizei morfopatologice ar fi arătat însă altceva. Medicul care a efectuat expertiza a precizat în afara camerei de luat vedere că fetița a murit din cauza unei insuficiențe cardiopulmonare, cauzate de faptul că a fost scoasă prea devreme masca de oxigen. În aceste condiții, la Institutul Mamei și al Copilului a fost creată o comisie ce urmează să determine condițiile în care a murit pacientul. Între timp, părinții și-au luat copilul acasă în sicriu. Acum 2 luni, o femeie din Călăraș a acuzat medicii din aceeași instituție că din vina lor copilul ei s-a născut mort. Pe marginea acestui caz a fost creată o comisie care deocamdată nu s-a pronunțat.